Vă salut din nou! Astăzi a venit momentul să vă arăt și alte working rigs. De ce? Pentru că în sfârșit am găsit mașina asta de pompier care mi se pare, să zic, cea mai atractivă din toată seria asta working rigs, însă n-am găsit-o în lunile anterioare, așa că am tot pândit-o până în sfârșit am găsit-o și eu. Nu sunt sigur, cred că într-un magazin Auchan în Brașov, dacă nu mă înșel. Și cum spuneam, deci ăsta mi s-ar părea cel mai atrăgător și pentru că n-am vrut să îl prezint singur, în cele din urmă m-am decis să-l iau și pe acesta. Ăsta se găsește și se găsea de când a apărut, de se pare că nimeni nu-l cumpără, dar nu pot să zic că arată rău pentru că nu e nici metalizat, are roți interesante, clasice și am observat că are ceva mobil aici, partea asta de blocaj rutier. E interesant, ca machetă nu e respingător, nici prin culoare, nici prin tipul de utilaj. Însă, repet, motivul principal a fost mașina asta de pompieri care se numește Pierce Quantum Aerial Ladder Truck, o grămadă de cuvinte. Deci, cumva Pierce Quantum și restul se referă la scară aeriană, să zic așa, pentru cei care nu știu engleză. O privire din față, din spate aici, partea asta chicioasă de plastic nu-mi place, dar oricum o să desfac. O privire întâi pe blister. Și ce e interesant e că chiar există așa ceva în realitate și în New York, în multe filme, documentare am văzut așa ceva, deci foarte tare. Pe spate nu prea avem ce. Arată doar cum funcționează scara și în rest informații legate de produsul în sine. Și ce e interesant că nu știu, nu mai țin minte cât era înainte, însă eu am găsit cu 38 de lei, ceea ce pare mai ieftin sau cred că am luat o parte din ele de la Cora unde sunt peste 40 de lei. Deci la Auchan dacă le găsiți sunt mai ieftine. Acum vă arăt și din apropiere, însă mai bine să-l pun pe masă, să vă arăt mai focalizat. Deci în față, FD vine probabil din engleză Fire Department, adică departament pompieri. Se văd și niște ștergătoare și foarte multe faruri, inclusiv aici de ceață pe bara de protecție. Multe ustensile, echipamente lateral, dar nu se văd așa de bine. Aici e plasticul ăla chinezesc care nu-mi place mie sincer și în spate, din păcate, și e într-una cu baza, dar mă bucur că scrie și aici la bază denumirea și dacă mă întrebați ce este de metal, păi e de aici porțiunea asta de cabină și cam atât că baza asta chinezărească e plastic plus din păcate și porțiunea asta cu roșu din spate. Scara, ce să mai zic, asta se prelungește. De fapt, cred că de fapt, nu că se prelungește, pur și simplu o împingi. E una mai îngustă
și o împingi pur și simplu, deci se prelungește foarte mult. Asta e scopul până la urmă la mașina de pompieri, pentru a salva de la înălțime pe cineva în caz că e blocat undeva. Dar și scara este de plastic, după cum vedeți. Și încă o dată din față, focalizat lateral. Din spate, din păcate, nu-mi place plasticul ăsta și o privire de sus, să vă arăt. Plus, are ceva grad, cred că, da, 360, doar că se mișcă treptat, adică în pași, tot are câte un blocaj, să zic așa, ca să nu aibă joc, ceea ce mi se pare inteligent. Și cam așa arată și scara. E o culoare plăcută așa la plastic, însă fiind totuși de plastic nu mă atrage așa de mult. Mi-ar fi plăcut măcar partea asta din spate să fie tot de metal. Roțile asortate cumva cu restul coloristice, cu jante roșii, roți tipice la mașini de matchbox, dar alea de clasice, cam alea au tipul ăsta de jantă, rotunde, capac și cam atât aici. Cred că e ceva compresor sau chiar aer condiționat, nu știu exact. Am să o las așa din față pentru că arată cel mai bine. Și mergem și la următoarea, care ar fi un GMC 3500 Attenuator Track. Deci brandul e GMC, restul e un model. Arată bine și din față. Îmi plac stilul ăsta de boturi americane, astea sunt toate mașini americane, foarte tare, deci așa arată pe blister, arată aici cam cum se deplasează semnul acela de blocaj, o să vedem imediat, la fel și în spate arată schema. În rest nimic interesant și acum să desfac și pe ăsta. Deja îmi dau seama că numai cabina este de metal. Deci la bază și aici scrie GM Attenuator Track. Deci toată porțiunea asta e plastic, bineînțeles, cred că se vede și la cameră. Din față, într-adevăr, arată bine. Îmi plac camioanele astea americane, au așa un aspect fioros, masive, cum sunt de altfel toate mașinile americane. Și în interior arată bine, plus e un alb nemetalizat, deci asta îmi place. Cabina, partea din față îmi place, roți, aceleași tip de roți, specifice unor mașini mai clasice cu jante din astea tip capac, vopsite de data asta cu alb, tot așa se asorteze cu restul. Și bineînțeles aici, iarăși pentru cine nu știe engleză, lane closed ahead, adică cumva avertizează că în față e închisă șoseaua sau cel puțin banda și după cum vedeți e aici un însemn cumva de a ocoli. Deci probabil că ăsta e aprins din becuri și semnalizează să fie ocolit. El se poziționează la capătul să zic benzii sau
drumului în lucru și mașinile ocolesc și trec pe banda cealaltă sau ies de pe carosabilul respectiv. Aici să vedem care-i treaba cu A. Pur și simplu numai se mișcă. Deci, probabil ca să vadă, dau jos chestia asta și rămâne atunci numai indicatorul. Dar oricum e interesant așa, ca și utilaj. Deci, o privire încă o dată de lateral, eu prefer să-l arăt așa. Pentru că aici se mai văd și niște stopuri. Cum vă spuneam, deci ăsta ar fi fost interesant să lumineze. Da, vreau și eu cam multe. Poate aici la faruri ar fi trebuit să fie vopsite mai altfel. Cred că sunt vopsite cu argintiu, dar nu prea sunt în contrast cu albul și ar fi fost interesant să fie vopsite. Și cam atât, o privire și de sus. Și acum o ultimă privire asupra ultimelor machete din seria Working Rigs. Adică până la urmă sunt niște mașini utilaje și am să încep să mă duc prima dată la RAF cu mașina de pompieri. Mașinile de pompieri le am aici pe un raft special. Cred că cunoașteți și primul, care, să zicem așa, e mai urâțel din cauza combinației acele argintii. Probabil că dacă mai scot o ediție cu alte culori mai atractive, am să-l scot că nu se vede în întuneric. Deci e vorba de ăsta. Într-adevăr arată mai urâcios așa cu argintiu ăsta și negru. E o combinație mai ciudată, dar există și combinația asta în realitate. Și a doua am să o pun aici undeva, tot așa, între ce e interesant că mașinile astea, așa ca și scară, sunt 1,43 din punctul meu de vedere și sunt un pic mai mari ca mașinile normale, ceea ce e, să zic, se apropie de realitate, chiar dacă poate că ar trebui să fie și mai mari de raportate la mașină, însă având în vedere că celelalte sunt tot 1,64, prea mare diferență nu e, deci practic aproape ca și cum am alte machete. Cu ocazia asta vedeți și cum stau la capitolul mașini de pompieri. Am foarte multe aici, însă fiind întunecat raftul, nu știu în ce măsură puteți vedea tot. Eu o să încerc să mă duc așa puțin. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc până data viitoare toate cele bune.